Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție, un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Astăzi ne ducem, aș spune eu, într-o călătorie imaginară în fascinanta civilizație a Egiptului antic. Alături de noi este Cristian Vechiu, un prieten foarte drag, lector la Fundația Calea Victoriei, cercetător în istoria religiilor, de asemenea pasionat de istoria ideilor și de spiritualitate. El ține mai multe cursuri la Fundația Calea Victoriei, chiar în această perioadă, un curs, poate că nu este o întâmplare, nu este doar o simplă coincidență. Faptul că eu m-am gândit să promovăm și să vorbim despre o carte din colecția Biblioteca Orientalis, iar Cristian Vechiu ține un curs la Fundația Calea Victoriei despre civilizația, Egiptului antic, piramidele și templele. Citesc din micul paragraf legat de cursul lui Cristian: practicile funerare complexe, misterioasele hieroglife, numeroasele mituri cosmogonice pe care de altfel le regăsim și în cartea despre care vorbim astăzi, Misteriile egiptene, reprezentările stranii ale zeițelor, ale zeilor, măreții faraoni și orașele impresionate ale Egiptului antic. Iată, continuă să suscite interes și să fascineze, să stârnească dezbateri și de asemenea să ne suscite imaginația. Astăzi am ales o carte pe care am să vă prezint, Misteriile egiptene, zei, regi, simbolul și ritualul, și am să arăt cartea și la cameră. Mă îndepărtez un pic ca să se poată vedea mai bine. O carte a cercetătorului Alexandre More, o carte, cum spuneam, publicată în colecție, această superbă colecție, care vorbește cu precădere despre miturile civilizației Egiptului antic, o carte publicată în colecția Biblioteca Orientalis. Așadar, iată, Misteriile egiptene, cum se vorbea în antichitate, chiar pornind de la Hermes Trismegistos, despre micile și marile misterii ale antichității. O carte importantă, ca și celelalte din această colecție, din Biblioteca Orientalis. De ce ai recomanda-o cititorilor și cumva făcând legătură cu cursul pe care îl susții la Fundația Calea Victoriei, cât de importantă este partea aceasta de mitologie și partea aceasta de mituri, dincolo de faptul că ne ocupăm și de zei, de regi, de simboluri, de ritualuri, de magie, știu că îți place foarte mult zona aceasta. Iată, și partea aceasta de simbolistică și de mituri, și cumva, poate pe parcursul discuției noastre, facem referire și la un mit celebru. Este vorba despre mitul lui Osiris și al reînvierii. Bună, în primul rând, mulțumesc pentru invitație. Aș începe cu prima întrebare. De ce aș recomanda cartea? Pentru cei care nu sunt neapărat familiarizați cu Egiptul antic și cu ceea ce înseamnă religia Egiptului antic, eseul acesta lui Alexandre More, studiul acesta ar putea să fie unul foarte bun ca studiu introductiv. More a fost unul dintre primii, sau unul dintre cei mai importanți, de fapt, egiptologi de la sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX. Studiile sale au avut impact la vremea respectivă, pentru că egiptologia de-abia, de fapt, se forma ca o disciplină, să zicem, de sine stătoare. Evident, astăzi beneficiem de mult mai multe descoperiri arheologice și așa mai departe, studii avansate în privința practicilor religioase și credințelor religioase a Egiptului antic, numai că acest text al lui Alexandre More ar putea să deschidă calea pentru un neinițiat, așa cum spuneam. E un text mai bun pentru introducere într-un subiect, de altfel extrem de pasionant, care, așa cum menționai mai devreme, suscită în continuare interesul lumii academice, interesul pasionaților de egiptologie și așa mai departe. În al doilea rând, More, în textul său, se ocupă de o analiză, am putea să-i numim, a miturilor Egiptului antic din perspectiva acestui concept de mister, de cult de mistere. Cultele de misterii erau extrem de răspândite în antichitate, mai ales după perioada elenistică,
Știm bine, nu, cultul lui Osiris nu era singurul cult de mister din Egipt, existau și altele, așa cum în întreaga lume mediteraneană, cultele de misterii se bucurau de popularitate, precum cultul lui Mitra din secolul al II-lea după Hristos, cultul zeiței Isis, cultul de la Eleusis, celebrul cult de la Eleusis, care le oferea grecilor, vechilor greci, promisiunea vieții de apoi și așa mai departe. Bun, cultele de misterii sunt importante și pentru studiul lui More, în special misteriile egiptene, logic, pentru că asta e zona lui de studiu. Iar în textul său, More încearcă să ne arate cum ritualurile religioase și practicile de la acea vreme din Egiptul Antic erau strâns legate și de această, să zicem, față mai degrabă ascunsă sau ezoterică a lumii religioase a Egiptului. Cu alte cuvinte, pornind de la textele piramidelor, More încearcă să arate că în templele egiptene se petreceau într-o anumită măsură două mari tipuri de practici, aveau loc două mari tipuri de practici religioase. Unele, să zicem, accesibile tuturor oamenilor, ritualurile comune, obișnuite, iar celelalte care erau pline de simbolism, de un simbolism ascuns, accesibil doar preoților, doar inițiaților, și care trimiteau, de fapt, acestea erau misteriile, care trimiteau, de fapt, la o simbolistică foarte puternică, asociată, evident, cu anumite mituri ale Egiptului. Un mit celebru fiind cel legat de zeul Osiris, de altfel, întregul studia lui More gravitează mare parte în jurul figurii lui Osiris și a cultului de misterii din jurul acestei figuri divine din Egiptul Antic. Bun, evident că egiptologia a fost întotdeauna pasionată de zona aceasta, mitologică și totodată și magică. Au încercat egiptologii să înțeleagă întreaga structură a societății și a civilizației egiptene și din perspectiva mitologiei și a religiei. Și revenind la întrebarea despre mitologie, evident că mitologia egipteană nu poate să nu ne fascineze, pentru că e atât de complexă, arborescentă și presupune atât de multe niveluri de înțelegere, încât suntem, de multe ori suntem copleșiți și totodată uimiți de capacitatea imaginativă a egiptenilor antici și de capacitatea lor de a integra la orice pas elemente de sacralitate, de viață religioasă în viața, să o numim așa, comună, profană, cotidiană. Asta încearcă să arate și More, că întreaga viață a Egiptului antic se desfășura în deplin acord sau oglindind, de fapt, viața religioasă, viața sacră, elementele din religioase, inclusiv ceea ce presupunea, să spunem, activitatea obișnuită, precum agricultura. Cultul agricol era strâns legat, cultura agricolă era strâns legată de cultul Osiris. Asta e ceea ce ne arată și More și ceea ce știm, de fapt, și de la alții cercetători și istorici. Întreaga lume a Egiptului antic era în plin acord cu viața religioasă. Nu exista o separare, o distinție, așa cum înțelegem, evident, în lumea seculară, în lumea modernă, contemporană, nu exista distinția între viață profană și viață sacră. Cele două se întreprindeau. Ceea ce făceau oamenii la nivelul vieții cotidiene avea întotdeauna un corespondent în zona sacrului, în zona religiosului. Iar zeii erau implicați în toată această lume, fie prin perspectiva mitologică asupra lor, faptele lor și motivele divine prezente prin mitologie, fie prin implicarea lor în ciclul vieții naturale. Importanța astrelor, vezi cultul lui Ra, importanța cultului zeului soarelui, importanța lui Osiris în fertilitatea agricolă, faptul că existau sărbători asociate cu recoltele, sărbători dedicate lui Osiris asociate cu recoltele, evident venind prin bogăția Nilului, prin bogăția revărsării Nilului, care era considerat un râu sacru, un fluviu sacru, o apă ce descinde chiar din lumea divină, ceea ce ne arată încă o dată cât de strâns erau legate cele două perspective asupra vieții
perspectiva comună, obișnuită și perspectiva aceasta sacră. Desigur, dacă intrăm, dacă pătrundem un pic în spațiul acesta fascinant al miturilor Egiptului antic, primul mit care ne vine în minte este cel al lui Osiris. Povestea atât de răspândită de-a lungul timpului, povestea sa, trista poveste într-o anumită măsură, dar care are și un evident o conotație pozitivă pentru viața religioasă a egiptenilor, pentru că prin moartea și învierea lui Osiris, egiptenii capătă speranța în posibilitatea unei vieți de apoi, în posibilitatea unei vieți veșnice după moarte. Asta este o poveste de succes, să spunem, în antichitatea, în gândirea antică mitologică, pentru că Osiris, deși învins de fratele său, de Set, cel cu care are un conflict pe care nu-l vom aprofunda acum cu această ocazie, deși învins de Set, spintecat, ucis, este înviat, este adus la viață, readus la viață de soția sa, de Isis, de zeul îmbălsămării, Anubis, și de zeul magiei Tot și zeul magiei și al scrierii. Cei trei contribuie la învierea lui Osiris și Osiris apare așadar ca o divinitate ucisă, dar care învie. Și care învie în lumea tenebrelor, în lumea morților, el nu se mai poate întoarce alături de ceia zei în lumea celestă, în lumea cerului, și rămâne pe vecie în lumea tenebrelor ca stăpân al acelui spațiu, dar devine totodată și un soi de icoană pentru egiptenii obișnuiți care pot spera de acum înainte la obținerea vieții de apoi. Căci așa cum Osiris a înviat, și ei pot învia. Și acest motiv este extrem de important în istoria religioasă a Egiptului antic. De aici vine până la urmă și motivația redactării unui text precum Cartea Egipteană a Morților, care era un text ghid și un text magic totodată, ce te călăuzea pe tine, cel care urma să mori în lumea de apoi, să treci prin pericolele lumii de apoi și să ajungi la judecata dreapta a lui Osiris, unde evident sufletul trebuia să treacă prin această probă importantă a judecății. Imaginea e foarte frumoasă în Cartea Egipteană a Morților, cu inima pusă pe un talger al unei balanțe și pe cealaltă parte fulgul care reprezenta o pană, care reprezenta zeița adevărului și a dreptății, zeița Maat. Știm bine, dacă inima era mai ușoară decât pana respectivă, sufletul era drept, corect și intra în lumea paradisiacă, numită Aaru. Și Osiris îți dădea binecuvântarea ca sufletul tău să trăiască veșnic. Dacă împotrivă inima era mai grea decât pana, lucrurile nu se sfârșeau bine. Dar toată pentru suflet. Urma să fie devorat de un demon reprezentat în Cartea Egipteană a Morților ca o figură animalieră, așa cum erau prezentate multe figuri divine din Egipt antic, cu un cap de crocodil, trup de leu și hipopotam, demonul Amit. Cert este că în această accepțiune a vieții religioase a Egiptului, Osiris, mitul Osiris este esențial, pentru că el, așa cum spuneam, oferă speranța unei vieți de apoi și devine totodată și un motiv pentru apariția acestui cult de mistere din Egiptul antic. Însemnând asta că Osiris era un fel de patron, putem să spunem așa, între ghilimele, al celor care voiau să transceadă lumea aceasta, viața aceasta. Era cel care cumva asigura posibilitatea unei vieți veșnice și a depășirii lumii acesteia prin intermediul, evident, al unor inițieri, așa cum ne prezintă More, dar și prin intermediul acestor practici religioase extrem de importante, fără de care nimeni nu ar fi putut să spere măcar la obținerea vieții veșnice. Mă refer aici la practica îmbălsămării. Asta era condiția numărul unu. Dacă vrei să ajungi la judecată a lui Osiris, trebuie să trupul să-ți fie îmbălsămat. Pentru că egiptenii credeau în învierea trupului și a sufletului totodată. În momentul în care sufletul trecea de judecată, îți reprimeai trupul și atunci trupul trebuia să fie în condiții bune. Evident ca sufletul să se unească înapoi cu trupul să ajungă în paradis. Desigur, studiul lui More a dat naștere multor speculații, pentru că el analizează, așa cum spuneam, și textele piramidelor, se inspiră din surse primare și încearcă să
să își prezinte teoria în raport cu aceste texte, cu aceste surse primare și să își elaboreze ideile având în vedere tot ceea ce exista la acel moment în zona egiptologiei și în filiera arheologiei din Egiptul Antic. Cu alte cuvinte, avem de-a face cu, așa cum menționam și la început, cu un studiu de căpătii pentru începuturile egiptologiei. De asta și recomandam cartea pentru cei pasionați. E un titlu pe care trebuie să-l citim, chiar dacă putem astăzi să zicem, să discredităm sau să criticăm anumite idei ale lui Moret sau dacă acceptăm întru totul viziunea lui Moret. Nu contează, studiul acesta său este important și deschizător de drumuri și cumva ne ajută să ne și familiarizăm cu întreaga problematică pusă de această idee de cult de mistere. Misteriile egiptene fiind văzute de Moret ca un fel de prototip pentru tot ceea ce înseamnă cult de misterii în lumea Orientului Apropiat și în lumea Mediteranei, în spațiul mediteranean. Asta este una dintre ideile importante din text, faptul că cultul de misterii despre care sau cultul de misterii despre care vorbește Moret sunt prototipuri pentru tot ceea ce se întâmplă în spațiul Orientului Apropiat. Așa cum vom descoperi mai târziu în zona caldeană, în zona persană, în zona siriană și așa mai departe, culte care promit inițiatului o anumită recompensă după moarte. Tot așa, în textul lui Moret, aflăm că egiptenii deja dezvoltaseră o astfel de practică religioasă. O practică religioasă bazată pe ideea că o anumită elită poate să intre în religioasă, evident, poate să intre în posesia unui adevăr ce îți transformă în mod radical viața și îți permite accesul la viața veșnică după moarte. Asemenea lui Osiris, care, așa cum tot vorbeam, este prototipul zeului care moare și învie în antichitate, chiar dacă acest motiv, să zicem, în istoria religiilor este unul destul de problematic. Unii istorici ai religiilor resping viziunea unui asemenea motiv, resping ideea că ar exista un astfel de concept de zeu care învie, care moare și învie, că nu putem să generalizăm fiecare caz în parte. Alții sunt merg cumva pe această teorie și încearcă să demonstreze în mai multe tradiții religioase existența unor elemente comune, unor aspecte comune, precum această temă. Da, mă gândeam în timp ce te ascultam, mitul învierii lui Osiris ca precursor la mitul din creștinism al învierii lui Isus. Uite, un alt subiect, aș spune eu, de discuție, pentru că mi-aș dori foarte mult, dragii noștri cititori, să continuăm această serie despre misteriile egiptene și despre civilizația Egiptului Antic alături de Cristian Vechiu, pentru că, iată, avem cărți în colecția Biblioteca Orientalis care merită puse cumva în lumină și discutate despre ele, misteriile lui Mitra, de asemenea o altă carte despre, chiar așa se și intitulează, despre Isis și Osiris și multe alte cărți, Cartea Egipteană a Morților pomenită de Cristian Vechiu puțin mai devreme, deci atât subiecte interesante. A fost astăzi alături de noi Cristian Vechiu, lector la Fundația Calea Victoriei, cercetător în istoria religiilor. Nu uitați să urmăriți pe site-ul Fundației cursurile pe care Cristian le ține. Am vorbit astăzi despre misteriile egiptene, zei, regi, simboluri și ritualuri ale cercetătorului Alexandre Moret, cartea despre care v-a povestit atât de frumos Cristian Vechiu, căruia îi mulțumim din suflet pentru informațiile pe care ni le-a transmis nouă și dumneavoastră cititorilor. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci aveți o zi frumoasă și lectură plăcută. La revedere, numai bine! Lectură plăcută!